Bolnavii oncologici din Republica Moldova și familiile acestora vor beneficia de un spațiu de cazare și consiliere psihologică atunci când vin în Chișinău pentru tratamente. Pe lângă cazarea gratuită, pacienții vor beneficia și de terapii prin artă, ateliere de gătit și club de conversații. Acum 2 luni, Eugenia Deliu și-a pierdut mama, care avea doar 56 de ani. Nu a reușit să învingă cancerul. Femeia spune că acest adăpost este o orientare în spațiu pentru cei care sunt debusolați atunci când își află diagnoza. Îmi amintesc de mama cea mai mare parte, adică din viață, mai mult bolnavă decât bine. Mai mult de 16 ani luptată. Ultimii 3 ani în familia noastră a fost o luptă grea, o luptă crâncenă, o luptă pe un tratament agresiv. Și am simțit această lipsă inclusiv de orientare și psihologic, o susținere. Cei care au învins cancerul spun că spațiul este o necesitate, deoarece majoritatea pacienților se confruntă cu stările depresive, se autoizolează, iar în aceste situații consilierea psihologică este indispensabilă. În asemenea momente când un pacient trece prin această diagnoză, când află că este bolnav de cancer, se întâmplă foarte multe schimbări, dar și de cele mai multe ori îți dorești să te ascunzi. Noi nu avem psihologi care să se ocupe cu acești pacienți. Deci vii la medic și medicul îți spune în față că, uite, acesta, dacă ai norocul, ți-o spune în față că, uite, ești bolnav de cancer. Dacă nu, rămâi pur și simplu în neștiință. Fondatoarea centrului Doina Cernavca spune că a fost motivată să-i ajute pe alții după ce tatăl ei a pierdut lupta cu această maladie cruntă la sfârșitul lunii mai. Centrul poartă numele lui. Astăzi se fac 5 luni de când tatăl meu a decedat de cancer. Oferim doar asistență socială, în mare parte activități de zi, consiliere psihologică, clubul supraviețuitorilor. Noi vom exista și vom supraviețui doar din donații. E nevoie ca oamenii să fie susținuți și pentru asta am muncit în ultimele 3 luni. Casa Valeriu va colabora cu Institutul Oncologic pentru a informa și ajuta pacienții bolnavi de cancer. În fiecare an avem la evidență, punem la evidență peste 10.000 de pacienți, cazuri noi, cu tumori maligne și având în evidență peste 60.000 de cazuri, pacienți oncologici și marea majoritate sunt pacienții din Republică, din întreaga țară, au nevoie uneori și de o zi, două, să fie cazați până fac o investigație. Casa Valeriu, care se află în centrul capitalei pe strada Bulgară 25, va oferi servicii de cazare doar pentru bolnavii oncologici și însoțitorilor care vin în Chișinău pentru proceduri și tratamente oncologice. Aceasta are o capacitate de 14 locuri, iar pentru a beneficia de cazare, bolnavii trebuie să își rezerveze un loc la numărul 069 46 72 22.